Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem cum vor fi următoarele 72 de ore. Avem 3 variante. Varianta numărul 1, ulcica verde, varianta numărul 2, ulcica maro și varianta numărul 3, ulcica roșie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele 3 variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele 3 și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume ulcica verde. Haideți să vedem cum vor fi următoarele 72 de ore pentru cei de la ulcica verde. Următoarele 72 de ore pentru cei de la ulcica verde. Bun. Văd că voi, cei de la ulcica verde, în următoarele 72 de ore veți descoperi ceva și vă hotărâți să lăsați acea situație în urmă. Vă hotărâți să porniți pe un nou drum, indiferent cât s-ar ruga persoanele sau persoana respectivă de voi să mai rămâneți în situația respectivă, nu mai faceți acest lucru, ci hotărâți să porniți pe un drum nou. Chiar dacă vă pare rău de ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă suferiți pentru situația creată, hotărâți totuși să porniți pe un nou drum și să mergeți mai departe. Aceste descoperiri pot să fie cam peste 9 ore de când vedeți acest videoclip. Dar chiar dacă vorbim despre 72 de ore, care înseamnă 3 zile, să știți că la voi în acest caz se poate prelungi până la 9 zile să aflați aceste lucruri. Da? Pentru unii poate să fie 9 ore, dar pentru alții poate să fie 9 zile în care aflați ceva și porniți pe un nou drum. Se pare că pentru alții sunt dispute la locul de muncă. Poate pentru o promovare, poate pentru o mărire de salar, poate, nu știu, pentru un proiect la care lucrați cu cineva, dar cealaltă persoană se sustrage de la proiect și cumva totul cade pe umerii voștri. Bineînțeles că nu vă pică bine, dar atenție puțin cum veți pune problema, pentru că din cauza acestei situații create, posibil să spuneți, ok, nu vrei tu să lucrezi la proiect, nu e nicio problemă, nu mai lucrez nici eu. Da? Și să plecați de la locul de muncă respectiv, abandonând și lăsând totul. Asta nu înseamnă că este ceva rău în situația asta, pentru că vă creați un nou drum, dar trebuie să fiți conștienți de ceea ce urmează, că na, renunțând la un loc de muncă până găsești altul, e puțin dificil. Dar Arhanghelul Uriel vă spune să aveți încredere în voi, pentru că emoțiile ți se vindecă, permițându-ți să te deschizi către o iubire mai înaltă. Te voi ajuta să înlături mânia și neiertarea din inima și din mintea ta. Se pare că pentru unii e vorba de persoana de lângă voi. Probabil că descoperiți ceva despre persoana voastră. Paza bună trece primejdiarea, privește mai profund această situație înainte de a merge mai departe. Da? Deci înainte de a lua hotărârea finală, exact ce spuneam puțin mai devreme, gândiți-vă bine, mai ales acolo unde este vorba despre un loc de muncă, de consecințele care urmează. Și luați hotărâri în funcție de
ceea ce este bine pentru voi. Cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la varianta 1. Pe unii să știți că puteți afla despre trătare sau asta la ora 5. Da? Pentru unii e valabilă ora 5. Ok. Bun. Și am să trec și la ulcica maro. Să vedem cum vor fi următoarele 72 de ore. Cum vor fi următoarele 72 de ore pentru cei de la ulcica maro. Cum vor fi următoarele 72 de ore pentru cei de la ulcica maro. La voi se întâmplă o schimbare, dar frumoasă. Bun. Pentru voi am spus că urmează în următoarele 72 de ore lucruri frumoase și vă spun și de ce. Posibil că aici să fiți persoane care v-ați rugat la divinitate. Nu știu, poate pentru o familie, poate pentru un loc de muncă mai bun, poate pentru o situație financiară mai bună, ceva de acest gen. Indiferent, motivul pentru care ați făcut aceste rugăciuni se îndeplinesc și se îndeplinesc foarte, foarte curând. Inclusiv pentru cei care v-ați rugat pentru un copil. La fel, rugăciunile v-au fost ascultate și veți afla, posibil să aflați, că sunteți însărcinate. Sau, dacă v-ați dorit copii, poate n-ați putut să aveți, chiar dacă sunteți persoane singure în acest moment, poate întâlniți pe cineva și persoana respectivă are un copil. Da? Și atunci va trebui să vă ocupați de copilul respectiv. Cumva dorințele vi se îndeplinesc și vi se îndeplinesc destul de repede. În cel mult 9 zile veți afla de această situație. Bineînțeles că această situație vă va schimba viața, dar vă va schimba viața într-un sens frumos, dacă într-adevăr veți accepta lucrurile așa cum vor veni. Pentru cei care nu veți accepta, va fi ceva de genul că veți rămâne și vă veți uita lung și așteptați altă persoană și tot așa. Unii dintre voi în acest an aveți când puteți schimba lucrurile în favoarea voastră, pentru alții se mai pot schimba lucrurile și la anul. Dar asta depinde de fiecare dintre voi, de data de naștere, de multe, pentru că acum e până la finalul anului sunt multe cicluri karmice care se vor finaliza și vor începe altele noi. Dar v-am spus, depinde de fiecare dintre voi când sunteți născuți, de data de naștere, de an și așa mai departe. Bun, astea sunt lucruri pe care și informații pe care voi trebuie să le știți. Dar cei care veți face aceste schimbări acum, veți avea parte de fericire pe viitor. Lucrurile care vin acum în viața voastră nu sunt întâmplătoare. Persoana pe care o veți cunoaște acum nu este întâmplătoare. V-am spus, este trimisă de divinitate la voi. Probabil că deja ați și avut vise pe tema asta, dar poate nu le-ați băgat în seamă sau ceva de genul. Posibil pentru unii dintre voi, persoana pe care o cunoașteți sau urmează să o cunoașteți și alături de care să fiți, să fie o persoană, poate profesor, o persoană poate care îi place să citească,
o persoană care studiază, nu știu, ceva de acest gen are legătură cu cărțile. Poate bibliotecar, poate, nu știu, ceva de acest gen. Oricum, are legătură cu cărțile, v-am spus. Pentru alții dintre voi, această persoană poate să fie o persoană meșteșugar, da? Sau să lucreze în construcții, sau să facă ceva unde creează ceva, da? Deci, ceva de acest gen. Dar sunt două meserii frumoase, sunt două meserii bănoase, da? Indiferent care dintre ele, doar că v-am spus, aici este posibil ca persoana respectivă să aibă cel puțin un copil și atunci va trebui să vă ocupați de copilul respectiv. Dacă veți accepta persoana cu tot cu copil, da? Cum se spune la pachet, lucrurile vor merge în direcția bună. Dacă sunteți persoane care stați mult pe gânduri și vă gândiți oare să accept, oare să nu accept, s-ar putea să pierdeți persoana și până să mai vină o altă persoană să mai dureze mult timp. Cumva, această persoană este rezultatul sau răspunsul la rugăciunile voastre. Deci un pic de atenție aici. Acum e vremea să înveți să studiezi și să strângi informații. Bucură-te că înveți, fiindcă în viitor vei sintetiza cunoașterea în acțiune. Aici este posibil ca unii dintre voi să lucrați cu cărți, da? Sau să studiați și să cunoașteți această persoană care este meșteșugar, sau invers. Dar nu puneți accent pe meserii, pentru că fiecare dintre noi avem o meserie pe care ne-am ales-o și nu ar trebui să facem discriminare că unul este profesor și unul este muncitor sau mai știu eu ce. Da? Important să, ca persoana de lângă voi să fie persoana pe care voi vă doriți și cu care să puteți să formați o familie. Îngerii vă mai transmit că te conduc spre răspunsul la rugăciunile tale. Te rog să asculți și să urmezi pașii pe care ți-i comunic prin intuiția, gândurile și visele tale. Exact ceea ce vă spuneam eu puțin mai devreme, că voi probabil ați avut deja vis sau intuiție în legătură cu persoana respectivă, dar poate că nu ați vrut să ascultați. Ei, îngerii acum vă transmit că trebuie să ascultați. Este posibil ca unii sau unele dintre voi să fiu văzut porumbei albi. Da? Asta înseamnă că rugăciunile v-au fost ascultate și răspunsul vine la voi. Un pic de atenție și veți vedea că va fi bine. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru cei de la varianta maro. Păi chiar mi-a plăcut varianta maro. Ok, hai să vedem și crucica roșie. Cum vor fi următoarele 72 de ore pentru cei de la Ulcica Roșie. Cum vor fi următoarele 72 de ore pentru cei de la Ulcica Roșie. Bun, se pare că aici sunt două persoane care încearcă să se apropie de dumneavoastră, dar cumva dumneavoastră nu băgați în seamă pe nimeni, pentru că e posibil să mai așteptați încă o persoană din trecut să reapară. Acea persoană din trecut, chiar dacă apare, nu vine cu gânduri mai serioase decât a fost înainte sau nu va face lucrurile mult mai bine decât le-a făcut înainte. Iar voi riscați să rămâneți tot așteptând persoana respectivă și să nu se întâmple nimic. Plus că, în afară de asta, persoana respectivă deja e posibil să aibă pe altcineva. Deci nu mai este cazul să mai stați, să mai așteptați persoana respectivă din trecut. Porniți pe acel drum nou pentru că e mult mai bine.
Persoana nouă care apare în viața voastră, posibil să fie persoana voastră geamănă. O să vă dați seama de toate lucrurile astea, că este posibil în momentul în care întâlniți persoana să vedeți că poartă o pentagramă sau o cruciuliță sau un semn al credinței, al spiritualității și așa mai departe. Și vă veți da seama că e vorba de persoana respectivă cu care trebuie să continuați să mergeți împreună pe drumul vieții. Un drum care vi se așterne foarte bun și foarte frumos. Această persoană poate că este chiar lângă voi, dar nu ați băgat de seamă sau nu, sau dacă, chiar dacă este la distanță această persoană, este posibil să vă întâlniți destul de curând, poate chiar în cele următoare 72 de ore. Da? Deci, fiți foarte atenți. Voi, v-am spus, încă suferiți, poate încă purtați o anumită greutate, dar din acest punct de vedere, poate cumva vă gândiți că soarta nu ține cu voi, destinul nu ține cu voi și așa mai departe, dar situația nu este chiar așa. Voi a trebui să treceți prin situația respectivă ca să învățați anumite lecții. Se pare că le-ați și învățat. Singura problemă acum să decideți să mergeți mai departe fără persoana la care voi v-ați gândit, pentru că lucrurile pot fi în favoarea voastră. Persoana respectivă este o persoană destul de toxică, este o persoană care e plină de vicii, deci nu văd să fie ceva care să facă persoana respectivă să se întoarcă la voi într-o situație mult mai bună sau mult mai frumoasă. Nu, deci chiar dacă se întoarce la voi, va continua cu aceleași gesturi, cu aceleași vorbe cu care a fost și până acum. Deci caracterul său nu se schimbă. Atunci când te îngrijești spre binele tuturor, acordă-ți astăzi o bucurie relaxantă, cum ar fi un masaj, o baie în apă de mare sau o ședință de pedicură. Puneți accent mai mult pe voi și iubiți-vă întâi pe voi și apoi pe cei din jur. Acționează, ești un contact cu adevărul, ești în contact cu adevărul în această situație și trebuie să ai încredere în ceea ce simți și să te afirmi cu iubire. Copiii tăi de pe pământ și din ceruri sunt fericiți și sunt îngrijiți de Dumnezeu și de îngeri pentru cei care aveți copii. Totul se va termina cu bine, cu victorie, dorința ți se va împlini. Continuă să faci treabă bună. Da? Deci mergeți mai departe pentru că îngerii sunt de partea voastră și nu trebuie să vă mai faceți atâtea griji. Cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 3. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!